Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni și toate ne împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino, Doamne, și mântuiește sufletele noastre, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Comemorăm astăzi un sfert de veac trecut de la evenimentele din decembrie 1989, care au marcat schimbarea regimului comunist ce a ucis totalitar. Imaginele revoluției defilează prin fața ochilor ca într-un film mut pe care îl vedem anual. Era o bucurie încă neumbrită de marele dezamăgiri ce s-au ținut lanț în următorii ani. Distrugerea economiei naționale, abandonarea mândriei de a fi român, mineriadele, conflictele interetnice, artificial întreținute, care au creat un adevărat pericol social și național ce ne-au discreditat în ochii națiunilor lumii. Au fost vândute zăcămintele țării, s-au produs nenumărate fapte de corupție, iar crima organizată a penetrat foarte adânc în toate instituțiile statului. Iar în tot acest timp, populația României este tot mai săracă, locurile de muncă și celelalte surse de trai s-au împuținat dramatic. Vă vorbesc în numele celor care au ieșit în stradă în decembrie 1989. Acum, după 25 de ani, copiii revoluționarilor întreabă: a meritat să moară atâția oameni la Revoluție? Domnul Marian Oprișan special, știind că ați participat direct la Revoluția din 1989. Acum, după 25 de ani, vă rugăm, respectați legea 341 pe 2004 și puteți spuneți în posesie toți revoluționarii care au dreptul la cei 100 de metri pătrați de spațiu comercial, făcând dreptate. După aceste două speech-uri, vino, vorbește. Te rog frumos, vino și vorbește. Doresc să vă spun că unele dintre critici, noi politicienii, ni le putem asuma. Altele nu ni le putem asuma. Eu acum, cum spunea domnul Trandafir, eu acum 25 de ani eram un copil. Domnul Trandafir, domnului Trandafir, eu îi mulțumesc în mod special pentru modul în care s-a bătut alături de alianța PSD-UNPR pe ce în campanie electorală, și dânsul avea aceleași speech-uri la fel de înflăcărate și convingătoare. Revoluția română din 1989 este asociată dorinței românilor de libertate, a unei națiuni care trebuie să aducă cu sine responsabilitatea clasei politice și a tuturor celor ce sunt în slujba cetățeanului. Pentru că democrația presupune atât drepturi cât și reguli. Entuziasmul sau dezamăgirea generațiilor care au trăit momentele fierbinți ale Revoluției pot veni din realizările celor 25 de ani care au trecut sau din neasumarea greșelilor și lipsa unor soluții pentru problemele pe care societatea le are în continuare. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.